vine să cred, am fost în România, ăștia chiar au drumuri. Da. Nu sunt doar ca la Top Gear căruțele pe drum. Domnul Buhnici, am, am întâlnit ca diplomat, fiind aproape 30 de ani în sector, am întâlnit oameni care văzuseră România ca diplomați în comunism și ca diplomați în 2000, 2010, 2015. Toți trăiau chestia asta. Wow! Această onomatopee a perplexității. Deci, domne, sunteți incredibili. De ce? Remanența stereotipurilor ostile e uriașă. Când te-ai simțit bine în fotoliu tău cu un whisky single malt alături, ai văzut mineriade, orfelinate, aurolaci. Păi, vii și constați că sunt mai multe mașini luxoase în București decât în Paris. Bun, asta nu e o chestie neapărat bună Corect. pentru noi.